Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De data aceasta dedicăm această ediție cele mai importante cărți de pe pământ, cea mai răspândită și cea mai citită, Sfânta Scriptură. Și o facem pentru că recent la Iași a avut loc un eveniment special și anume s-a lansat prima traducere modernă în limba română realizată în Biserica Catolică a Sfintei Scripturi. Iată că am în față aici Biblia care s-a lansat. E vorba de o carte de peste 3000 de pagini cu numeroase anexe la final, cu indici, cu hărți, cu o cronologie a Vechiului Testament. Și discutăm despre această carte, despre Sfânta Scriptură, despre rolul Sfintei Scripturi, având ca invitații în studio, avem această onoare să-i avem pe traducătorii acestei cărți, Părintele Alois Bulai, profesor la Institutul Teologic, bine ați venit! Bună ziua! Și Părintele Eduard Patrașcu, profesor la același institut, bine ați venit! Bun găsit! Iată o primă întrebare, de ce era nevoie de o nouă traducere? O traducere a Bibliei se impune din două motive. În primul rând, din cauza limbii în care este tradusă, pentru că orice limbă este vie și este într-un continuu proces. Și atunci se impunea o actualizare a limbajului Sfintei Scripturi pentru lumea de astăzi. Și în al doilea rând, era necesară o nouă traducere, pentru că științele auxiliare biblice au o așa mare dezvoltare, o așa mare amploare în ultima vreme, încât sensurile se aprofundează, se clarifică, se limpezesc și cu ajutorul lor multe lucruri pot deveni mai clare, mai explicite pentru cititor. Au mai fost traduceri realizate de către Biserica Catolică în limba română? Sigur, de-a lungul anilor, mai ales în secolul XVIII, deja pe la 1760, Petru Arun făcuse din Vulgata, din limba latină, o primă traducere, din păcate nepublicată, dar vorbim de Biserica Greco-Catolică, cea care apoi în 1795 a prezentat o altă traducere, sigur, tipică pentru limbajul acelei perioade, traducere de data aceasta făcută din limba greacă, din Septuaginta, dar pentru Biserica Romano-Catolică și pentru timpurile moderne, pentru timpurile actuale, cea pe care o avem în față, pe care o oferim credincioșilor și oamenilor de bunăvoință, este prima traducere. Dar au mai fost traduse părți din această Sfântă Scriptură? În lumea noastră, în lumea romano-catolică, în limba română, de-abia la începutul secolului al XX, al 20-lea, au început să apară primele traduceri. Mai precis, în 1916 au apărut prima dată Evangheliile în traducerea părinților franciscani, care a fost publicată la editura Serafica. După aceea au fost publicate pe parcurs Evangheliile traduse de părintele Bonaventura Vineri din limba latină. Noul Testament în întregime a putut fi prezentat abia în 1935, tot sub conducerea părinților franciscani. În anul 1947 a apărut o Evanghelie sinoptică cu un comentariu al părintelui Mihai de Moc, iar în anul 1959, pentru că nu se mai putea în țară, a apărut a doua ediție a Noului Testament la Padova. În 1975, tot în străinătate, a apărut o traducere cu introduceri și comentarii care îi aparțin părintelui Emil Pascal la Paris. Aceasta a avut o răspândire destul de largă, a fost publicată în două ediții, prima până la 17.000 de exemplare și a doua până la 22.000 de exemplare, și acesta a fost practic suportul biblic pentru credincioșii romano-catolici de limbă română de la noi. Începând din 1996, la București s-a inițiat o traducere care purta numele de Biblioteca Scripturii. Era o traducere cu comentarii după Biblia poporului lui Dumnezeu, comentarii care erau sprijinite de un iezuit italian. Noi am publicat în 1997 pentru prima dată
cele patru evanghelii la editura Presa Bună, apoi tot cele patru evanghelii au fost publicate în anii următori, în 97-98 la București, la Paulini, una dintre ele și cu niște comentarii a lui Bruno Agioni. În anul 2002 am reușit să publicăm Noul Testament în întregime, care a apărut apoi în ediția a doua, în 1998. Între timp am reușit să publicăm și psalmii cu un comentariu propriu. Deja telespectatorii au văzut pagini din această nouă traducere a Sfintei Scripturi. Din ce limbi s-a tradus sau cum s-a procedat în această traducere? Trebuie precizat că pentru biserica și pentru lumea catolică, aceasta este prima traducere făcută din textele originale, și anume avem de-a face pentru Vechiul Testament, m-am dus aici o copie a ceea ce se numește Biblia Hebraică Studgatesia. Practic sunt textele Vechiului Testament în limba ebraică, cu unele pasaje, nu foarte multe, în limba aramaică. Pentru Vechiul Testament, acesta este un text critic, ajuns deja la 5-a ediție, un text care se bazează pe papirusurile vechi și pe care lucrează toți cercetătorii bibliști din toată lumea. Deci aici e vorba de limba ebraică, spuneți, limba aramaică. Limba aramaică ce-ar fi? Limba aramaică este am zis așa, un dialect sau oricum o dezvoltare a limbii ebraice în spațiu, să spunem, Mesopotamiei. Mi-mi place să fac mereu, să spun mereu aceeași diferență, este între ebraică și aramaică, este diferența care există între limba italiană și limba franceză. Sunt câteva chestiuni de gramatică specifice, dar în general suntem în spațiu semit, aceeași limbă. Limba aramaică este mult mai recentă în istoriografia biblică. Deci cea mai mare parte a Vechiului Testament a fost scrisă în limba ebraică. Cea mai mare parte a Vechiului Testament, așa cum ne demonstrează manuscrisele și mai ales descoperirile de la Qumran din secolul trecut, au fost scrise sigur în limba ebraică. Sigur, sunt și câteva texte în limba greacă, despre care probabil o să pomenim. Iar pentru Noul Testament am folosit iarăși o ediție critică, se numește The Greek New Testament. Există o comisie interconfesională care a lucrat la stabilirea acestui text critic al Noului Testament. Vorbim de limba greacă, bineînțeles. Așadar, Vechiul Testament din limba ebraică, în cea mai mare parte, și din limba greacă, Noul Testament. Cunoaștem deja în limba română două ediții foarte răspândite. Este vorba de Biblia Sinodală în Biserica Ortodoxă și de Biblia așa numită Cornilescu în Biserica Protestantă, folosită foarte mult. Întrebarea mea este ce aduce nou această traducere a Sfintei Scripturi? Din perspectiva aceasta comparativă cu Biblia Sinodală și cu Biblia lui Cornilescu, zicem, prima noutate pe care o aduce traducerea noastră este că respecte canonul Bisericii Romano-Catolice, canon care s-a format în timp în paralel și împreună cu canonul care este folosit de Biserica Ortodoxă, un canon care a fost purificat în timpul reformei protestante din secolul al XVI-lea de Luther, care a exclus din canonul Vechiului Testament cărțile care erau folosite numai de creștini, dar care n-au fost folosite de către evrei în Vechiul Testament, iar în Noul Testament, în prima fază, a exclus 7 cărți, care după aceea au fost repede de Zwingli și de Calvin, apoi acceptate toate și toate edițiile Bibliei protestante acceptă practic canon, același canon al Noului Testament ca Biserica Romană Catolică și Biserica Ortodoxă. Venim la evenimentul care a avut loc recent. A fost lansată această carte a cărților și a fost prezentată și credincioșilor. În ce a constat lansarea aceasta? Practic, această lansare a constat în două momente principale. În prima parte, în cadrul dimineții, a fost o parte academică în care au intervenit și mai mulți profesori specialiști în exegeză, în exegeza biblică din străinătate
și aș aminti pe Stephen Francis Pisano, fost rector și actualmente vicerector la Institutul Biblic Pontifical, un personaj de calibru, întrucât pomeneam deja de Greek Testament, el a participat în comisiile ulterioare și la Biblia Ebraică a studiat tensia în stabilirea acestui text critic. Apoi vorbim de, l-amintesc pe Luca Mazzinghi, deja de câțiva ani președintele Asociației Biblice Italiene, o asociație foarte mare, numai înscriși sunt peste 800 de persoane, bineînțeles specialiști. Apoi a intervenit Giuseppe Pulcinelli, un alt biblist la Universitatea Pontificală Lateran, și un altul care vine, un alt biblist tânăr de această dată, de foarte mare perspectivă, pe nume Marco Settembrini, de la Universitatea Reggio Emilia din Bologna. Sunt niște personaje care au intervenit și sunt niște persoane care au intervenit cu, și au demonstrat încurată contribuția lor și mai ales aprecierea și încurajarea pe care ne-o acordă. Apoi, în a doua parte, în cadrul după amiezei, așa cum era și normal, pentru că vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu, s-a săvârșit o sfântă liturghie în catedrala noastră, în care s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns la acest moment și pentru, mai ales pentru darul cuvântului său. Așadar, lansarea a avut loc vineri 28 iunie, în două momente, un moment la Institutul Teologic, printr-o serie de conferințe la care au luat parte specialiștii și al doilea moment la Catedrala din Iași, în care Preasfințitul Petru Gherghe l-a prezidat o sfântă liturghie în care, cum spuneați, a mulțumirii Dumnezeu pentru darul acesta al Sfintei Scripturi, al Cuvântului lui Dumnezeu. Ne întoarcem la, totuși la diferențele acestea dintre Sfânta Scriptură din Biserica Ortodoxă, cea din Biserica Catolică și cea din lumea protestantă. Sigur, asemănarea este mare, cele mai multe cărți le avem în comun. Dar dacă parcurgem, deschidem o Biblie Ortodoxă, de exemplu, descoperim mai multe cărți ca în Biserica Catolică. De asemenea, dacă deschidem o Sfântă Scriptură din lumea protestantă, descoperim mai puține cărți. De ce? Ați amintit ceva la început, dar dacă vreți să accentuați, de ce această diferență? Cărți mai multe, cărți mai puține? Trebuie să ne întoarcem un pic la istoria formării Sfintei Scripturi și în felul acesta să deslușești și misterul acestor diferențe. Dumnezeu este Cel care are inițiativa în revelație. El este acela care binevoiește să se dezvăluie, să-și descopere misterul propriei sale existențe și relația sa cu omul. El se adresează oamenilor ca unor prieteni. Acest lucru îl face apelând la capacitățile oamenilor pe care îi provoacă și cărora li transmite mesajul său, încredințându-le acestora misiunea de a transmite celorlalți oameni mesajul pe care l-au primit de la Dumnezeu. Acest mesaj poate să fie transmis pe cale auditivă, pe cale vizuală, poate fi o experiență pur intelectuală. Omul care primește acest mesaj este înzestrat cu un dar aparte, este numită inspirație profetică, adică el transformă în limbaj uman ceea ce transmite Dumnezeu. Și acest lucru îl face prin vorbă, prin profeție, prin predică, prin vestire. Iisus Hristos însuși n-a scris nimic, doar atât a vestit și i-a trimis pe apostoli ca să predice. De-abia mai târziu, abia în Apocalipsă apare pentru prima dată porunca ca profetul, adică Ioan cel care vede, să scrie ceea ce vede. Acest cuvânt care a fost transmis de Dumnezeu prin oameni, a fost păstrat în perioada vechii, în timpul Vechiului Testament, de către poporul evreu. Misiunea de a păstra acest cuvânt a fost încredințat după aceea poporului nou pe care l-a format Iisus Hristos. Acest cuvânt transmis de la Dumnezeu și păstrat poartă numele de Sfânta Tradiție. Acum, din această tradiție, o parte a fost pus în scris, uneori de același autor care a primit mesajul de la Dumnezeu, alteori de alte persoane distanțate în timp față de cel care a primit mesajul. Cei care fac această operație și scriu se cheamă hagiografi, adică cei care scriu lucruri sfinte.
Ei sunt înzestrați cu o altă carismă care îi poartă numele de inspirație biblică. Aceste cărți au fost acceptate de comunitate tocmai pentru faptul că au fost conforme cu tradiția orală, care era deja prezentă în cei care cred, în poporul Vechiului Testament și în poporul Noului Testament. Descris, s-au scris multe cărți, dar au fost acceptate în canon, adică într-o listă obligatorie, doar acelea care au rămas conforme cu tradiția. Numai când tradițiile moștenite de biserici au fost lucruri diferite, adică una era tradiția acceptată de Biserica Latină, care era în Occident, și alta era tradiția acceptată de Biserica Orientală, plus minus Biserica Ortodoxă de astăzi. Din cauza aceasta, unele cărți au fost acceptate de toate comunitățile, iar cu privire la altele au fost anumite suspiciuni. Spre exemplu, în cel mai vechi canon pe care îl avem noi și care datează de la anul 180, se cheamă Fragmentul lui Muratorii. Fragment pentru că nu este complet documentul și Muratorii este cel care l-a descoperit. Și este o listă a tuturor cărților care conțin din Vechiul Testament și din Noul Testament, din care lipsesc câteva. Adică este vorba de Scrisoarea către Evrei, Scrisoarea a treia a Sfântului Ioan. În un alt canon care este de referință este cel al lui Eusebiu din Cezarea, de la începutul secolului al IV-lea. La el se găsesc aceste cărți și din cauza aceasta la început au fost anumite nesiguranțe cu privire la canonicitatea acestor cărți. Dar de la 400 încolo n-au mai fost probleme până, cum spuneam, în perioada reformei protestante, când au fost respinse anumite cărți și după aceea unele dintre ele reluate, cele din Vechiul Testament nu. Diferenții, cum spuneam, între noi și Biblia Ortodoxă apar de la faptul, spre exemplu, în cartea lui Daniel. În cartea lui Daniel, textul îl avem în cea mai mare parte în limba ebraică, o parte din el, cea mai mare parte de text aramaic este tot în cartea lui Daniel, dar o parte din textul acesta apare în limba greacă. Ați lucrat dumneavoastră doi, l-ați mai pomenit pe părintele Anton Budău, care a lucrat la începutul traducerii, mai ales la Noul Testament. Bănuiesc că în spatele dumneavoastră a stat o echipă întreagă, oameni care au corectat, care au tehnoredactat și care au tipărit. Pe cine ați dori să pomeniți într-un mod special? Mă bucur că mi se dă posibilitatea aceasta. Sigur, noi suntem cei care acum ieșim în față, dar în spatele nostru sau ca suport al nostru trebuie pomenit neapărat Părintele Anton Budău, care a început Părintele Aluis să lucreze, apoi pomenind de Părintele Iosif Răchiteanu, care după moartea Părintele Anton și-a adus contribuția, deși nu era pregătit neapărat, dar cu foarte multă disponibilitate a ajutat pe Părintele la traducerea psalmilor unde era ajunsese rădânsii. Apoi acest proiect a fost reluat cu Părintele Iosif Antili, cu care s-a început Noul Testament să fie tradus. Apoi, dincolo de noi, în perioada, să spunem, imediat recentă, trebuie să vorbim de cei care ne-au ajutat la corecturi. Și vorbesc aici de Părintele Iulian Faraoanu, de pregătire și de specialitate tot biblică. Vorbim de Părintele Tarciziu, care ne-a ajutat și dânsul într-o formă mai redusă. Trebuie să pomenesc de seminariști. Studenții din teologi din cadrul Institutului Teologic, care în ultima perioadă sau fără ajutorul cărora din ultima perioadă nu am fi ajuns astăzi. Și aici trebuie neapărat să mulțumesc lui Petru Ciobanu, studentul din anul 5, care cu foarte multă competență grafică și de paginare ne-a ajutat. Pomenesc și pe ceilalți, Ștefan Tamaș, Claudiu Gergel, sau Andrei Gheghel, pardon, și Laurențiu Turbuc, plus doi părinți diaconi care în ultima perioadă m-au ajutat să introduc ultimele corecturi. Vorbesc de Părintele Marian Șchiopu, de curând, de două, trei zile, de câteva zile sfințit, iar de Părintele Adrian Aileni, care ieri prind taina hirotonirii. Deci este o echipă în spate, sigur sunt și alții,
nu trebuie să uit de toți colegii, părinți, profesori din cadrul Institutului, care cu sugestii, cu încurajare ne-au ajutat. Și faptul că această carte a apărut în editura Sapienția, condusă de părintele Ștefan Lupu. Sigur, evenimentul acesta al lansării Sfintei Scripturi în limba română, în Biserica Catolică, vorbește de importanța Cuvântului lui Dumnezeu. De ce ar trebui creștinii, părintele lui, să citească Scriptura? Pentru că un creștin este creștin numai pentru că se raportează la Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci devine cu atât mai autentic creștin, cu cât se apropie mai des și mai profund de Cuvântul lui Dumnezeu, care în același timp îl ajută ca să devină mai autentic și mai adevărat creștin. Cu siguranță dumneavoastră ați citit de mai multe ori Sfânta Scriptură, v-ați apropiat de această carte, ați studiat-o. Aș dori o întrebare de suflet. Dacă ar fi să vă gândiți la un text, la o parabolă pe care o aveți la suflet, la inimă, ce text ați pomenit din Sfânta Scriptură? Cel puțin pe mine o puneți să fac o alegere discriminatorie, pentru că sunt foarte multe texte care îmi plac. Pomenesc așa mare, Psalmul 139, de exemplu, îmi place foarte mult Evanghelia după Sfântul Ioan, din punct de vedere teologic, cea lui Marcu, din punct de vedere gramatical. Dar un text care, sau până așa, două texte, unul din Noul Testament și unul din Vechiul Testament, pe care le pomenesc, care îmi sunt la suflet. Unul este scrisoarea către Filipeni, capitolul 2, versetul 5, este și motoul preoției mele, să aveți aceeași atitudine sau aceleași sentimente care sunt în Hristos Iisus. Iar din Vechiul Testament, din Psalmul 18, o magnifică celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu și a riscurilor, ca să spun așa, pe care trebuie să și le asume sau să le trăiască cel care se raportează la Cuvântul Dumnezeu. La versetul 36 se spune la un moment dat, este un termen greu de redat, noi l-am redat așa: bunăvoința ta m-a ajutat să cresc. Este tot câmpul semantic al cuvântului încredere și al pentru mine îi place foarte mult al termenului îndurare sau milostivire din partea lui Dumnezeu față de noi. Considerăm, și asta o spun în numele amândurora, că dacă am ajuns în acest moment, este pentru că Dumnezeu ne-a îndurat și pentru că Dumnezeu a vrut ca să ajungem în acest moment. Părintea lui, este un text frumos care vă place? Ca să rămânem exact în câmpul semantic al îndurării, din Vechiul Testament aș propune Psalmul 103, care vorbește despre spațiul absolut nelimitat al bunătății și al îndurării lui Dumnezeu. Cât de departe este cerul de pământ, atât de mult îndepărtează de noi păcatele noastre, și cât de distant este apusul față de răsărit, atât de mult este bunătatea lui față de noi. Și îmi place motivația: pentru că el știe din ce am fost făcuți. Și din Noul Testament, sinteza cea mai minunată a milostivirii lui Dumnezeu este exprimată în parabola tatălui îndurător, a tatălui cu cei doi fii. Suntem la finalul acestei ediții, dragi telespectatori. Mulțumesc mult invitațiilor, părintelui Alois Bulai și părintelui Eduard Pătrașcu, pentru prezența în această emisiune, un eveniment special, lansarea primei traduceri moderne în Biserica Catolică. E un îndemn de a ne apropia de Sfânta Scriptură, de a o citi, mai ales că Apostolul Neamurilor spune într-una dintre scrisori că toată Scriptura este insuflată și de folos ca să învețe, să mustre și să dea înțelepciune. Iar un psalm spune: Cuvântul Tău, Doamne, este făclie pentru pașii mei. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în ultima duminică din lună, la aceeași oră. La revedere!